Conducerea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș anunță că au intervenit modificări în modul de lucru al instituției cu publicul și cu topografii. Una dintre acestea este legată de programul de eliberare a documentelor. Programul de eliberare a documentelor este de luni până joi între 11, ora 11 și ora 16:30, iar vinerea între ora 9:30 și ora 13. De asemenea, programul de înregistrare în RGI s-a modificat și acesta între de luni până joi între 8:30 și 14 și vinerea între 8:30 și 13:30. O altă modificare este legată de titlul de proprietate și de înscrierile din acesta. Dacă până acum în cazul primei înscrieri a titlului de proprietate era posibilă o creștere a suprafeței față de cea înscrisă în titlu cu până la 15% în baza unei declarații autentice a proprietarului imobilului și a unui proces verbal de vecinătate semnat cu vecinii, unde nu existau fixate limitele prin detalii stabilite în timp, de acum înainte, pe lângă declarația autentică, va fi nevoie ca procesul verbal să fie semnat cu toți vecinii, respectiv cu toți proprietarii sau concesionarii imobilelor de pe toate laturile. Asta pentru a nu apărea ulterior discuții. De asemenea, dacă în cazul imobililor situate în extravilan exista posibilitatea creșterii suprafeței în procent de 5%, dacă exista plan parcelar avizat de Oficiul de Cadastru, de această dată, pentru imobile situate în extravilan, este posibilă creșterea suprafeței față de suprafața înscrisă în titlul de proprietate cu o suprafață de până la 5% și nu mai este necesar absolut obligatoriu să existe un plan parcelar avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. De asemenea, în cazul primelor înscriere solicitate de către executorul judecătoresc, nu mai este necesar să apară declarația proprietarului imobilului privind identificarea limitelor. Potrivit directorului OCPI Maramureș, asta îngreuna până acum foarte mult procesul de desfășurare a lucrărilor.